Cât e Hristosul tău de mare? Cât e Dumnezeul tău de mare? Câtă importanță îi dai tu Fiului lui Dumnezeu? Tot micuț, tot în iesle, tot pe fân, tot disprețuit. S-a dus Samuel în casa lui Isai Betleemitul să pună un împărat. Și-a venit Eliab, și-a venit Abinadab, și-a venit Shama, au venit toți, flăcăi, frumoși, voinici. Și Domnul îi spune, nu-i nici asta, nu-i nici asta, nu-i nici asta. Și întreabă, măi omule, nu mai ai un băiat? Mai am unul, dai la voi. David, disprețuitul, nici nu a fost vrednic să fie primit la masă. El trebuia să pască turma, nu era vrednic să stea acolo. Și-a spus Samuel, nu. Noi nu începem să jertfa până nu vine David. Și când vine David, copilul ăsta cu părul bălai și cu frața frumoasă, îi spune Duhul Domnului, ăsta este ungel împărat. Și Samuel a luat sticluța și l-a uns împărat. Pe el a mai disprețuit. Frații mei, Hristos în viața noastră are o valoare? Sau e tot micuț, e tot neputincios, n-avem nevoie de el, e tot disprețuit? Pentru mine ieslea înseamnă dispreț. Pentru mine ieslea înseamnă refuz. Eu aș dori ca în seara aceasta să-i facem loc Domnului Iisus în inimile noastre, în casele noastre, în familia noastră. El e lumină din lumină, Dumnezeu din Dumnezeu, e Dumnezeu adevărat. Care e valoarea și cât e de mare Dumnezeul nostru? Oamenii nu l-au putut prețui. Plecat odată la război evrei și ca să fie mai sigur pe victorie, au spus să vină chivotul. Să coboare chivotul cu noi și-o lua chivotul cu ei. Dar dacă nu erau pocăiți, Domnul nu le-o da biruință. Să nu credem că noi, dacă nu trăim pocăința, avem așa niște formule magice și Dumnezeu ne va da biruința orice circunstanță. Nu e adevărat. S-a zguduit tabra lui Israel de chivotele de bucurie. Când au văzut evreii că le vine chivotul în mijlocul lor, nu au mai putut de bucurie. Filistinii au tremurat și au spus, oamenilor, să luptăm puternic. Știți ce s-a întâmplat? Evreii au fost bătuți și chivotul a fost luat. Dar ce să le cer la filistieni? Ei au luat chivotul și au spus, unde îl punem? În casa Dumnezeului Dagon. Noi avem un Dumnezeu și mai punem încă unul, să avem doi. Dimineața mirare, Dagon căzut cu fața la pământ. Fraților, înaintea Dumnezeului cerului și al pământului nu mai are nimeni loc. Lângă el nu mai are niciun Dumnezeu străin loc. Amin? Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Am fost de multe ori la multe ungeri cu un de lemn, am văzut multe minuni și spuneam când vorbeam de ungeri cu un de lemn, am învățat un lucru, că Dumnezeu nu împarte slava cu niciun păstor, cu niciun proroc, cu niciun vindecător și cu nimeni. Toată slava să fie al Dumnezeu. Amin? Ei, asta au făcut filistienii. L-au ridicat pe Dagon, l-au ancorat, l-au șprețuit bine ca să stea. Și a doua zi când a venit Dagon căzut jos, brațele, capul, mâinile tăiate. Nu, fraților, să nu facem ca samaritenii. Samaritenii erau dintre popoare. Au venit din Sfervaim, din Cud, din Babilon. Au venit și aveau Dumnezeii lor și când au venit fiarele sălbatice, îi omorau, au spus să vină un preot și să se închine și la Dumnezeii lor, și la Dumnezeu, la Jehova, și ăsta amestec nu i-o plăcut lui Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta, în inima noastră, în casa noastră, în viața noastră și în adunarea asta, să fie singurul stăpân și Domn, Dumnezeu cel mare și sfânt. Amin? Știți, oamenii, o veni rabjache. Sta la marginea Ierusalimului și îi bajocorea și le spunea la Ezechia și celălalt, care de unde sunt Dumnezeii acelaltor popoare? O putut să-i scoată din mâna mea vreo unul? Eu i-a izbăvit vreo unul? Nu vă amăgiți, că nici Dumnezeu Jehova nu vă scapă. Și-a trimis o scrisoare în bajocor și-a luat împăratul și s-a dus și a spus, Doamne, e adevărat că Dumnezeu nu i-a scăpat, dar el nu erau Dumnezei, dar Tu ești Dumnezeu și toată puterea e Ta. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu le-a dat biruință. Dragii mei, oamenii n-au știut să-i dea valoare lui Dumnezeu. Oamenii n-au știut să-i dea valoare lui Hristos. Pentru ei Hristos, Mahomet, Buddha, Zoroastru, Confucius, Brahma și alții sunt una. Dar pentru noi nu-i una. Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. El are loc în inima mea. El are loc în casa mea. El are loc în viața mea. El merge cu mine în mașină. El merge cu mine la servici. El merge cu mine la munca câmpului. Pentru că e Dumnezeul meu. Este și al tău. Dar ce să mai spunem de neamuri?
de oameni care nu-L cunoșteau. Odată un împărat al lui Israel, s-a întâmplat, nu știu cum, o căzut Ahazia, spune, printre zebrele. O căzut jos, s-a lovit și o trimis niște slujitori și o spun, duceți-vă la Ecron, la Dumnezeul lor, la Baal Zebub, și întrebați, mă dau jos din patul meu, mă fac bine sau nu? Și pe când mergeau, le-a ieșit un om înainte, un ascet, cu o haină de păr strânsă pe el și spune, unde mergeți? Până în Ecron, spuneți împăratul lui Ahazia, nu este Dumnezeu în Israel de vă duce și întrebați pe Baal Zebub? Du-te și spune-ne că nu va coborâ din patul lui, ci va muri acolo, pentru că m-o necinstit, pentru că m-o nesocotit. Când avem probleme, la cine ne ducem? Când avem necazuri, la cine apelăm? Când avem necazuri în viața și dureri, cine ne poate mângâia? Când avem boală, cine ne poate vindeca? Singurul Dumnezeu. Știți ce scrie în Iacov, capitolul 5, versetul 13? Este printre voi cineva bolnav? Să se roage. Este printre voi cineva cu o inimă bună să cânte cântări de laudă. Dacă e cineva printre voi bolnav, să cheme prezbitele bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, dacă a făcut păcate, vor fi iertate și Domnul va însănătoșa. Știți ce se întâmplă? Pocăiți în adunare, îl așteptăm pe Domnul. Dumnezeu e Tatăl nostru, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, e Domnul nostru. Eram odată la rugăciune, când un om a cheltuit toată averea și a fost la toate spitalele și a suferit dureri și operație și la urmă a venit să-i facă ungerea cu un de lemn. Și Duhul Sfânt îi spune, din prima zi te-am așteptat să vii, voiam să-ți dau vindecare, voiam să te alin, voiam să-ți fac bine, dar nu m-ai căutat. Ai alergat întâi la alții și la urmă vii la mine. Parcă cu durere, spune Domnul asta, când ne lăsăm nebăgat în seamă, când e tot pe iesele aceea, când e tot pe fânul acela, când e tot un copilaș în viața noastră. Eu am un frate mai mare decât mine, el are un băiat cu numele de Ovidiu, șofer pe tir, băiatul lui la rândul lui are 3 băieți, acum sunt în școală. Și când băieți avea unul 3 ani, unul 4 ani și unul 5 ani, Ovidiu, nepotul, era șofer pe troc, cum se spune aici, Mihaela, nepoata, a făcut un ceai seara. Și băiatul ăla de 5 ani prinde de oală, fiartă, și o trage pe el de 4 ani. L-a opărit 90% din suprafața corpului arsă în profunzime. O chema repede cineva cu mașina, l-a pus într-un cearșaf, l-a dus la spital, medicii nu mișcau destul de repede. Un frate pocăit care era consilier, a ajuns acolo, a sunat la prefect, prefectul a sunat de la directorul spitalului, a venit medicul de gardă repede, ce s-a întâmplat? S-a uitat la copii și a întrebat, mai aveți copii? Mai am încă 2 băieți acasă. 90% moare și 10% poate străiască. Și s-au dus în spital. Când a venit dimineața, medicul specialist s-a uitat la el și a zis, Doamne, nu-s călău, nu-s crud, dar adevărul trebuie să știi. 100% copilul ăsta moare. Eu am văzut mulți oameni arși în viața. N-are cum să scape. Ei bine, băiatul ăsta a plâns în mână la mamă, s-a 2 zile și 2 nopți. O răhnit. Și eu m-am dus la fratele meu, erau plânși, în rugăciune, în zi de post. Și am spus, măi, mergeți unul, schimbați-o pe Mihaela, stă de 2 zile acolo. Nu poate nimeni, când îl ia din brațe, răhnește. Și îl întreb pe fratele, măi, dar ungerea cu un de lemn ne-ați făcut-o? Și el a zis că nu m-am gândit. Păi hai, ne-am luat la filial, era fratele Șerban, președintele nostru, mai erau comitetul filiale. Ne-am spus, frate Șerban, Ovidiu-i membru la matale, uite ce s-a întâmplat. Frate, s-a încheiat ședința imediat, le-am povestit, o luat o batistă, i-a făcut ungerea, frate s-a plâns, erau oameni bătrâni, plângeau acolo cu mâna întinsă pe batistă și îi spune Ovidiu, pe noi nu ne lasă să intrăm acolo, du-te tu, pune batista asta pe fața copilului și roagă-te Domnul, cum te îndeamnă Duhul pe tine? Eu l-am dus pe Ovidiu până acolo, i-am spus, Ovidiu, rămân aici, du-te înăuntru. I-a pus batista și când i-a pus batista, copilul nu mai plâns. S-a înviorat deodată, s-a bucurat. Orice durere i-a curmat atunci. După 19 zile a fost externată nepoata mea,
cu copilul vindecat de plin, de plin, de plin. Eu știam, mă gândeam că îl va vindeca Domnul, dar îmi imaginam așa o scenă, trei băieți mici stând la masă și unul cu fața arsă, cu pielea îngrozită, așa era. Fața era umflată, n-avea piele deloc pe ea. Dumnezeu l-a vindecat în totalitate. După câteva luni, undeva sub braț și s-a strâns un pic pielea, atât cât o bubă. Și îmi spune cum nata mea, cred că să-și aducă aminte de fiecare dată când face baie, că el a fost ars și că Dumnezeu l-a vindecat. De ce apelăm ultima dată la Dumnezeu? De ce în durerile noastre, întâi ne zbatem noi, cheltuim noi, ne trudim noi și când obosim, la urmă apelăm la Dumnezeu? Citeam în cartea fratelui Osmani, că în grupa lor de evangelizare era un înotător, fost campion. Și cum predicau Evanghelia pe malul unei ape, unul din ascultători a căzut în apă. Ei, dar pentru ei nu era problemă, că avea campionul lângă ei. Și ăla a căzut în apă, nu știa să înoate și a început să zbată, să strige, să zbată. Și ei toți uitau acuzatori, să ai măi frate și scapă. Ăsta stă așa de liniștit. Nici nu-i păsa. Și spunea, scria fratele, l-am acuzat în mintea mea. Cum mai predice Evanghelia și nu stai după aia dacă ești campion? Că dacă nu știi să înnoți, nu-ți cere nimic. Și în momentul când omul ăla o să-ți cufundat ultima dată și a început să-l iei vadrul la vale, înătătorul ăsta s-a aruncat, l-a prins de păr și l-a tras la mal. Ei s-au bucurat, au venit frații, băi, de ce n-ai sărit mai repede, mă? De ce nu l-ai scos mai repede? Și el spune, nou, că la ăștia care se neacă e o tehnică. Dacă atât când mai are putere te duci, el te prinde, te trage în jos. Dacă când el abandonează, îți dă seama că moare, el se lasă. Nu m-a prins să-l aduci la mal. Și spunea frații, așa ne zbatem noi. Și Domnul ne lasă, cât avem putere, cât ne putem zbate, cât putem munci, cât mai avem bani în buzunar, îi cheltuim. Și când nu mai avem pe nimeni, Doamne, la tine nădejdea, el vine și ne vindecă. De ce n-am face-o de prima dată? Cât e de mare Hristos în viața noastră? Cât e de mare Hristos în inima noastră? Este unul care ne poate ajuta la vreme de nevoi? Dumnezeu să ne dea încrederea aceasta, amin? Și întotdeauna să plecăm de acasă cu Domnul în inimă, să venim cu Domnul. Am auzit o povestioară când acum vreo câțiva ani, când a fost o tabără, copiii au fost în tabără, au venit acasă și trebuiau să plece cu mașina. Și o mamă credincioasă le spunea, măi, nu vă duceți fără Domnul Iisus, luați-L pe Domnul Iisus cu voi. Și unul din băieți spune, suntem 5 mașini, doar dacă vrem portbagaj. Și o pleca râzând. Și au avut în loc un tragic accident, spunea cei care au fost acolo. Toți copiii au murit și în portbagaj avea câteva cofragi de ou și niciunul s-a spart. El a pus pe Hristos în portbagaj, în glumă. Dar noi nu avem voie să glumim cu Dumnezeu. N-avem voie să glumim cu Domnul Iisus. Prima locație, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și l-au găsit păstori într-o iesle. Aș vrea să ridicăm din iesle. Și aș vrea în adunarea asta Hristos să fie mare. Lui s-a dat un nume mai presus de orice nume. În numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi, acelui din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să vestească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Amin? Îi Hristos așa de mare în inima ta? Îl accepți tu în casa ta, în familia ta? Doamne, ajută-ne la aceasta! Ei bine, m-am dus cu gândul la a doua locație și un înger al Domnului se arată lui Iosif în vis și spune, ia pruncul și pe mama lui și fuge în Egipt. În Egipt eu am numit, era departe de mâna asta lui Irod. Nu i se mai putea întâmpla niciun rău. Și când am vorbit de copilul din staul, am spus disprețuit. Când am vorbit de Hristosul din Egipt, am spus eu departe de Ierusalim. Nu cumva e departe Dumnezeu de noi? Cât e de aproape Dumnezeu de tine? Cât e de aproape Fiul lui Dumnezeu de tine? Știți că există două posibilități? De fapt, inițiativa întotdeauna este a omului. Poate omul să se depărteze de Dumnezeu sau poate Dumnezeu la un moment dat să se depărteze de om. Spune cuvântul Domnului că Saul, fiul lui Chiș, o păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Odată că nu a ascultat și a păstrat pentru jertfă unele din dobitoacele date spre nimicire, a doua oară când s-a grăbit și a adus jertfa până a venit Samuel și Dumnezeu l-a lepădat. Știți ce contează mult?
Eu mult m-am gândit la asta. Că totuși Saul nu a făcut niște păcate imorale. Domnule, o trăită imoralitate. El ce a făcut? A făcut pe temtă religioasă. El l-a păstrat pentru Domnul. Și Dumnezeu nu l-a iertat. Ori David, fiine cu iertare, în viziunea mea, după părerea mea, o greșit mai tare decât Saul. Că s-a culcat cu Batșeba, nevasta lui Urie, Hetitul, și prin mâna lui o trimis acea misivă la Ioab, fiul Țeruie, când bătea raba fiilor lui Amon și l-a omorât cu sabia lor. Nu mi se pare păcat mai mare. Este curvie, îi fățărnicie, îi ucidere. Și totuși David scapă într-un fel, plătește el, dar nu ca Saul. Știți care e concluzia mea? Nu-i bine să păcătuim. Dumnezeu să ne păzească pe toți de păcat. Amin? Dar foarte mult contează atitudinea de după păcat. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Nu știu dacă v-ați luat membru pe care va la noi în adunare. Foarte conservatoare din Bucovina. Ori noi, ca să nu păcătuim față de frați, am făcut legi și le-am pus pe ușa bisericii. Capitolul 1, capitolul 2, ținută vestimentară, altri, vacanță, concediu și multe. Și am scris acolo, ultimul punct, pedepsă. Cine a greșit de la capitolul 1, de la punctul 1, 3, mustrare, cine așa, așa. Fiecare când a păcătuit, să meargă să-și iei pedepsa. Și comitetul să nu fie cu căutare la fața omului. Să fim cinstiți. Și n-am reușit. N-am reușit să reținem. Mă duc odată la rugăciune, aveam un frate secretar mai legist ca mine, și eu sunt legist, și mă duc la un frate, proroc, prezbiter, tata 16 copii, vindecat de Domnul de cancer, și fratele se uită la mine și îmi spune: măi frate, te-am văzut în fruntea unui popor mare, mare popor, la noi nu are mult mai mare ca asta, și uite, l-am văzut și pe fratele în spatele tău, și mergeați așa în șir indian, nu mergeați compact, în șir indian, uite, tu erai primul, el după tine și alții. Și mergeți pe o cale așa din îngustă și la un moment dat ați ajuns între două stânci, o strâmtoare. Și tu ai vrut să treci și nu puteai să treci. Te-ai băgat așa, n-ai încăput, te-ai băgat pe o parte, n-ai încăput. Și o să aveai în mână niște table cu legi. Și Domnul a spus: nu eu le-am dat, ei și le-au făcut și nu le mai pot duce. Ei, fratele secretar, am spus: măi, tu auzi? Acum nu înseamnă că facem ce ne place la adunare. Dumnezeu e un Dumnezeu a rânduielii, ca în toate bisericile Sfinților. Și Pavel spune lui Timotei că legea este pentru cei fără de lege, pentru cei neascultători, trufași, obraznici. Deci o lege trebuie să fie. Dar știți unde ne-am încurcat noi? În atitudinea de după păcat. Că unul face un păcat și vine zâmbind: cât îmi dați? Cât mă puneți deoparte? Și altul vine cu batista mototolită și udă cu ochii roși și spui: fraților, am greșit, recunosc, am păcătuit, faceți ce vreți cu mine. Poți să-i pedepsești la fel? Nu poți să-i pedepsești la fel. Dar vine cuvântul Domnului, spune că Saul, fiul lui Chiș, s-a păcătuit și Dumnezeu s-a depărtat de el. S-a depărtat și el a mai fost încă mulți ani împărat. Eu aș vrea, cât suntem în adunare aici, să-L simțim pe Dumnezeu lângă noi. Nu cumva să depărteze Domnul de noi. Că în momentul când păcătuiești, Domnul se departe, nu mai stă cu tine. La noi era o povestioară, o povesteau bătrâne, că un om a plecat de acasă în București, a stat ani de zile și când a venit la gară, era atunci, nu erau tramvaie, era birjă de asta. Și îi spune la birjar: domnule, du-mă acasă, uite, asta e adresa. Da, mă duci pe strada asta, pe strada asta, pe strada asta. Că el nu a fost de mult și voia să vadă orașul. Dar birjarul a spus: da, eu știu pe unde. Să merg de-a dreptul. Și-a luat-o de-a dreptul. Când domnul ăsta a văzut că birjarul nu îi ascultă recomandările, o coborât ușor. Și birjarul mergea și se întâlnea cu altul, spunea: salut, unde mergi? Zic: eu îl duc pe Domnul, eu merg cu Domnul. Și unul spune: mă, dar cu care Domn, că nu-i nimeni în trăsuri la tine? Și când se uită, nu mai era nimeni. Nu cumva noi să credem că mergem cu Domnul și Domnul să nu mai meargă cu noi.
Domnul nu merge cu noi în plăcerile noastre păcătoase. Domnul nu-i de acord cu mândriile noastre. Domnul nu-i de acord cu răzvrătirile noastre. Domnul nu-i de acord cu neascultarea, cu răzvrătirea, cu fracțiunile din adunări. Domnul nu-i de acord cu asta. Să fim foarte atenți, să verificăm încă o dată. Îi Dumnezeu în inima mea? Îi Domnul în adunare? Îi Domnul în casa mea? Îmi răspunde El când strig?